În data de 25 iulie, în jurul orei 0, echipajele specializate de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bărbu Știrbei Călăraș au fost sesizate prin dispecerat de către Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Călăraș pentru a veni în sprijin la o acțiune de salvare și căutare a unor persoane căzute dintr-o barcă. 4 persoane aflate într-o barcă pe fluviul Dunărea, în zona Chiciu, kilometru fluvial 372,5 pe malul stâng, au căzut în apă încercând să evite în ultimul moment o barge staționată. Dintre acestea, 3 persoane au reușit să se agațe de barcă, fiind recuperate de polițiștii de frontieră, iar a 4-a a încercat să înoate spre barcă, dar se pare că a fost dusă de curent sub o altă barjă staționată. Cele 3 persoane salvate sunt bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 62 de ani, cărora le-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului. Cea de-a 4-a persoană, bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, nu a fost găsită, fapt pentru care s-a trecut la cercetarea zonei până la kilometru fluvial 373 mal stâng, la hidrohaltă și înapoi. Căutările au continuat și în cursul zilei de vineri, până în jurul orei 11, când trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit și scos la mal.